Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia RAC, astăzi vom face RAC pentru săptămâna 15-21 ianuarie și să vedem, dragilor, ce vă așteaptă în această săptămână și ce să faceți cu tot ce vine către voi. Ce să vă axați cel mai mult și care sunt principalele energii ale acestei săptămâni. Cavalerul de bâte, 7 de cupe, un as de spade, 2 de spade, magicianul și justiția. Wow! La capătul setului de cărți, 5 de cupe. Dragul meu RAC, ai foarte multe lucruri de făcut în această săptămână și nu ești hotărât cu care să începi. Aici ai stat într-un regret mult timp. Ai 5 cupe, 3 vărsate, 2 sunt pline, dar nu le vezi și te tot gândești la cele care s-au vărsat. Începi să mai renunți la ele, după se vede eremitul. O persoană în zodie de pământ, o fecioară care te aduce cu picioarele pe pământ, te ghidează corect, îți dă un sfat, îți spune ceva în această săptămână și te scoate din acest regret. Regreți ceva ce nu mai poți avea sau ai făcut ceva și nu mai poți întoarce timpul. Timpul nu-l mai putem recupera, nu ne-l mai dă nimeni înapoi, așa că putem merge mai departe, putem vedea ce facem de aici înainte. Totuși aici ți-au rămas două cupe, aici este un bol, are un pește într-un bol de sticlă. Această doamnă, dragilor, nu stați în trecut, pentru că sunt lucruri grele aici, 10 de bâte, sunt multe lucruri pe care le aveți de făcut și nu sunt toate ale voastre. Plecați mai departe pentru că aici se vede lumea. În această săptămână începeți să înțelegeți că lucrurile pe care voi vi le doriți le-ați cam lăsat deoparte și începeți să vă spuneți propriul adevăr. Este posibil ca în această săptămână să aflați ceva, un secret. Ceva vi se relevă, ceva vi se arată, poate în vis, poate o persoană, aflați de la o persoană, poate mergeți într-un loc unde întâlniți această persoană în zodie de pământ sau este o energie constructivă pe care o accesați în această săptămână. Poate veni cineva de la depărtare în această săptămână și acea persoană să vă dea un imbold, un impuls, o idee, să vă ajute să mergeți către un adevăr, către propriul vostru adevăr. Aflând aici un adevăr, veți face ca lucrurile să se întâmple în favoarea voastră bine. Cavalerul de bâte are multe lucruri de făcut. Are multe drumuri de făcut și începe să le facă corect. Aici este justiția. Pentru voi în această săptămână se face justiție corectă. Dacă ați regretat un lucru pe care nu-l mai puteți aduce înapoi sau care voi ați crezut la acel moment că este bine și nu a ieșit așa cum ați vrut, dar intenția voastră a fost bună, se face justiție corectă. Justiție divină, se întoarce la voi tot ce ați oferit, ce ați pus în acest univers, cu sufletul vostru frumos. Pentru voi se face o magie, doar că se face această magie ieșind din acest blocaj, din această nehotărâre. Începeți să deveniți hotărâți, să știți ce vă doriți și să alegeți corect pentru voi. Aici este 7 de cupe. Vă alegeți pe voi pentru început. Începeți cu voi. Aici sunt 7 cupe și o alegeți pe cea câștigătoare. Știți exact
care este cupa câștigătoare pentru voi, pentru că aici vi se arată adevărul. Aici vi se arată acel ceva, acel lucru, acea persoană de care voi aveți nevoie ca să puteți merge mai departe. Lăsați regretul în urmă să aparțină trecutului, pentru că se deschide o nouă lume în fața voastră aici. Mulți de șapte, mult noroc în această săptămână. Ești cu un pas înaintea tuturor. Trebuie să lași în urmă ceva greu. Aici este o lună plină. Am văzut 10 de bâte, lucruri multe, multe adunate, bătălia ale altora, dorințele altora. Începi să te prioritizezi pe tine, să alegi cu adevărul sufletului tău și se întâmplă magia. Începi să vezi cu alți ochi întreaga ta viață. Această săptămână este o săptămână în care decizi pentru tine să faci noi lucruri. Aceste lucruri care le începi pentru tine, îți pui intenții sănătoase pentru tine, îți vor aduce foarte mult succes. Lumea este cartea succesului. Este un sfârșit de capitol și început de viață nouă, diferită, pentru că aici veți începe o viață nouă cu o justiție divină făcută. Aici sunt fluturi, este o carte superbă, frumoasă. Îți întinzi aripile și zbori oriunde vrei tu, pentru că este decizia ta, pentru că alegi corect pentru tine și magia se întâmplă. Nu prea ați crezut în voi aici. Ați plâns după multe lucruri făcute sau nefăcute. Ați plâns dacă ați făcut ceva și nu v-a ieșit, ați plâns dacă nu ați făcut ceva și nu avea cum să se întâmple așa cum vreți, ieșiți din acest regret. Conștientizați că toate lucrurile sunt despre voi în această viață și începeți cu voi. Începeți să vă vedeți lumina sufletului, începeți să formați această structură stabilă din viața voastră. Această persoană în zodie de pământ, această fecioară, va avea un rol foarte important în viața voastră în această săptămână. Ascultați-o, ascultați-i punctul de vedere, poate că o să vă inspire, o să vă spună un adevăr, o să aflați ceva ce poate ați crezut diferit, a fost aici o eroare, o informație falsă pe care ați avut-o. Începeți să vedeți lucrurile cu claritate și începeți să fiți sinceri cu voi, să vă ascultați propriul suflet și dorințele sufletului vostru, fiind ghidați corect de acea lumină a eremitului, care își vede lumina interioară, care își numără bine cuvântările și își le conștientizează. Raci încep să conștientizeze binecuvântările pe care le are în viața sa, cu mult adevăr. Aveți un început nou. În această săptămână puteți primi o moștenire, puteți semna niște acte, vă puteți cumpăra o casă. Totul e o magie, e sub impulsul acestui moment magic. Va fi un moment unic, magic, în această săptămână. Poate fi cu o persoană, cum am spus, alături de o persoană de la depărtare, să vină o persoană, puteți merge într-o călătorie în această săptămână. Multe lucruri pe care le puteți face în această săptămână. Toate vor fi de bun augur, doar că sunt pe o energie tristă. Ieșiți, dragilor, din această tristețe, pentru că dacă sufletul se bucură, toate lucrurile ies bine. Puteți face același lucru, dar într-o altă energie și atunci rezultatul este diferit. Totul înflorește dacă îți pui energia acolo unde trebuie, acolo unde își dorește sufletul tău. Aici se întâmplă o magie cu mult adevăr, cu multă credință, cu multă speranță și cu justiție divină. Se face o balanță, o corectare a destinului vostru aici. Dacă ceva a fost fisurat, eronat,
se corectează. Săptămâna începe pe repede înainte, cu multe lucruri de făcut, și se închide într-o calmitate și într-un echilibru total, într-o armonie. În weekend, cum am spus, puteți merge într-o mică vacanță, într-o călătorie, sau vă retrageți câteva ore și vă reîmprospătați, meditați, vă gândiți, vă reinventați. O săptămână foarte frumoasă pentru raci. Racii lasă aici în urmă un neadevăr, un neajuns. Racul este în această săptămână într-o zonă a reinventării, într-o vibrație înaltă, începe să lase în urmă conștient lucrurile care îl sabotau, care îl țineau într-o nehotărâre și începe să-și ia deciziile corecte. Începeți să faceți lucruri, dar lucruri benefice pentru voi, fără să vă gândiți la poverile altora, la bătăliile altora. Începeți să vă întrebați sufletul vostru ce își dorește cu adevărat și veți fi luminați. Aici este sabia adevărului, adevărul vostru, care este ce vreți voi să faceți pentru voi. Vine acest echilibru, această corectitudine în viața voastră. Haideți să vedem și de aici o carte pentru rac. Aceeași carte a eremitului, solitudine. Te reinventezi aici. Te retragi, te întrebi, îți pui multe întrebări despre tine, te întrebi care sunt dorințele tale, care sunt dorințele celorlalți, pe care le-ai prioritizat, ce ai făcut pentru tine, ce ai făcut pentru ceilalți, și începi să faci ca lucrurile să meargă pentru tine. Aici se vede cartea binecuvântărilor. Începe să vină armonia în viața racului. Începi să te reinventezi, începi să înflorești. Este abundență, este frumusețe, este speranță. Începi să-ți numeri binecuvântările. Stând în această tihnă, în această meditație, este o carte frumoasă aici. O liniște deplină care vine în sufletul tău acum cu mult adevăr. Afli un adevăr care îți va schimba parcursul vieții de acum înainte, un adevăr despre tine, ceva ce ai crezut a fi altfel și este benefic pentru tine, este bun pentru tine. Începi să-ți vezi frumusețea sufletului tău, lumina din sufletul tău și lași în urmă tot ce nu-ți mai aduce beneficii. O săptămână frumoasă de reinventare pentru rac. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!